La o slujbă la care se vrea cu preponderență să se vorbească tinerilor, eu aș începe prin a binecuvânta pe cel îmbătrânit de zile, care într-o zi se va scula să facă dreptate sfinților, scria Daniel în cartea sa. Și să le doresc celor tineri să devină fiii acestui îmbătrânit de zile. Și astfel să moștenească veșnicia. Doamne, ajută! Sunt dator încă de la început să vă mulțumesc că știu că în perioada de când nu ne-am văzut, v-ați rugat pentru noi, în mod deosebit pentru scumpa mea soție, Dumnezeu să fie slăvit că a fost bun cu noi. Și dacă vă rugați mai departe, să vă rugați cu mulțumire. Numele Domnului fie lăudat. Amin. Cum să fac eu să mă mai uit și la voi, să văd dacă credeți ori nu credeți ce vă spun? Îmi venea să sucesc cam bunul, iar pe voi vrea ca să mă iertați. Așa. Să spunem nu păcatelor imorale, care în vremea noastră sunt ridicate la rang de cinste. Asta pentru că oamenii au abandonat pe Dumnezeu. Și scrie Romani capitolul 1, fiindcă s-au dedat la gândiri deșarte, oamenii fără Dumnezeu au ajuns să se închine făpturii în locul Făcătorului și acum oamenii se închină în fața propriilor trupuri și le dezonorează apoi, cum știți, cu toată pledoria aceasta LGBT care se manifestă în zilele noastre tot mai agresiv, încât bieții oameni nici nu mai știu ce urmează, ce își vor mai pune în minte să facă. Citeam într-o informație că se investiseră numai în media 420 de milioane de dolari pentru promovarea acestor lucruri legate de operațiile de schimbare de gen. Și scria autorul acelui articol că cei ce au lansat suma asta de 400 de milioane de dolari, ei știu că cei ce vor trece la operații să devină din bărbați femei și din femei bărbați, că ăștia abonații spitalelor și a farmaciilor până mor. Și de aici mai și ci că o fac cu o afacere bună. Vă să zic că diavolul are foarte multe fronturi pe care le-a deschis în privința aceasta. Dar noi știm ceva, că Biserica Domnului va fi biruitoare. Și porții locuinței morților, toate cu hordele iadului, nu vor birui. Mărit să fie Domnul. Dragi tineri, pericolul acesta este mare. Este mai mare decât vă dați vă seama. Mai real decât se pare uneori părinților. Este ceva foarte grav. M-a sunat cineva, asta e caz recent. Cu ce aș putea să ajut o familie tânără care a fost afectați de această perturbare? Mă adresez puțin voalat, așa ca să... Cine știe cine mă aude. Și nu se pot raporta unul la celălalt în mod normal și natural. În luna de miere, așa zis. Pentru că ceea ce au vizualizat înainte, practic și nu prea avansate, le-au schimbat, nu doar mentalitatea. Mai întâi să spui că le-au schimbat natura. Ce tragedie! Alții trăiesc stări de apăsare spirituală. N-au o zi de bucurie și de pace. Sunt chinuiți.
alții au stări de dependență zilnic. Că asta provoacă pornografia, cere un consum tot mai mare și se degradează pe zi ce trece. Nu mă stimă față de sine, ce să mai vorbim de o normalitate în viața de biserică. Și lista cu tragediile acestea, cu pericolele, ar putea să continue. Vreau să pornim în dezbaterea acestui subiect de la texte biblice. Să știți că Biblia, vorba lui Luther, nu e nici antică, nici modernă. Biblia este mereu actuală, că e veșnică. Și pentru aceste nebunii este scris în Biblie. În primul rând, și tot ce vă voi spune este litera P, ca să vă fie ușor de ținut minte, despre pericolele sau despre păcatul imoralității. În primul rând, nu pofti. Dumnezeu și-a încheiat cele 10 porunci cu cea de 10 porunci, în care spunea nu pofti. A început cu nevasta aproape de tău și până la ce mai avea vecinul în gospodărie. În Cartea Proverbele, capitolul 6, versetul 25, este scris exact cum am citat. Nu pofti în inima ta pentru frumusețea ei și nu te lăsa ademenit de ploapele ei. Spune Scriptura în Noul Testament, vă citesc din Galateni, capitolul 6, versetul 24. Cei ce sunt în Hristos Iisus și au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Se spune versetul anterior, legat de roaba Duhului cu care se încheie, înfrânarea poftelor, împotriva acestui lucru nu este lege. Dacă Vechiul Testament spunea, nu pofti. Este mai frumos cum sună Noul Testament. Ne este dat Duhului Dumnezeu ca să putem să nu poftim și să ne înfrânăm poftele. Dar dintre pofte, care trebuie înfrânată prima? Că iată ce vă citesc în 1 Ioan la capitolul 2. Versetul 16. Căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor, dărșa vieții, nu sunt de la Tatăl, ci din lume. Hai să luăm pofta ochilor. Dragi tineri, vă puteți înfrâna ochii? Vă puteți controla pofta ochilor? Ce spune despre Augustin, că atunci când a venit din Cartagina la Roma, mama sa, Monica, i-a zis, vezi că la Roma există un dicton, pâine și cir. Era destrăbălare, masiv. Asta și în Grecia antică și la Roma. Se spune că în plan militar au biruit romanii pe greci, iar în plan filozofic, cultural și imoral, i-au cucerit grecii pe romani. Când vei vedea acolo imagini, crime sau alte imagini odioase, să pui, dragul mame, mâna la ochi. Și el a zis, când am văzut eu, mi-am amintit. Și am pus mâna cum a zis mama, numai când venea să fac așa. Să se vadă printre degete. Dintre toate poftele, e vorba de pofta de mâncare sau altele, pofta ochilor legată de imoralitate e cea mai puternică. Vorba unui frate a zis, cele mai puternice forțe în lumea asta sunt sexul și ereditatea. Te poți lupta cu ereditatea. Ce poți să facă un părinte să nască un copil care să nu seamănă nici pe ei, nici pe bunici? N-au ce face. Ereditatea spune cuvântul. Se transmite genetic. Ei, la fel este și un capitol acesta sexual. Și în vremea noastră, modernismul a început odată cu imaginea televizată, după cum perioada postmodernismului. Modernismul a apărut cu tiparul lui Gutenberg. Postmodernismul cu imaginea televizată, de la un telefon până la o plasmă. Reușiți să vă controlați? Dacă ar fi acum să spunem, toată lumea cu ochii închiși. Și toți care s-au scăpat și au văzut imagini murdare. Să rece mâine sus. Cine mai rămâne cu mâine în buzunare? Nu vă pun la exercițiu ăsta. Că... mă tem că alții nu-și pot controla ochii să nu se uite. Dacă tot vorbim de pofta ochilor. V-am spus că Biblia are
suficiente sfaturi ca să știm ce avem de făcut. Vă citesc din cartea Iov, capitolul 31. Băi băieți, pentru că la voi este mare pericolul, la fel de altul. Iov 31:1. Hai să facem în seara asta, sub asistența Duhului Dumnezeu, acest angajament sacru. Făcusem un legământ cu ochii mei. Nu e vorba să-ți impună părinții, n-au cum să-ți impună. Școala, societatea, pot să paroleze. Acum m-a sunat cineva și a spus, frate, am fost nevoit să aibă copii telefoane, le-am parolat, am pus programe. Dar au luat telefonul bunică. Spuneau bătrânii de lacă pe drogos. Adică orice opreliști mecanice sunt bune până la un loc, dar tot se strecoară. Eu în seara asta vreau să vă propun să vă angajez fiecare pentru el. Iov n-avea biserică. Nu era nimeni păstor peste el. N-avea cine lua la el. Venea vremea în care putea să-și ia mai multe nevere. Era bogat, putea să adune țuitoare. N-avea legi specifice prin privința asta. Erau permisivități efectuate asta. Dar eu s-a angajat, nu mi-aș fi oprit privirile asupra unui fiecare. De ce a făcut acest angajat? A conștientizat cât de grav este acest păcat. Ascultați ce scrie în paginile următoare. Versul 7. De mi s-a abătut pasul de pe calea cea dreaptă, de mi-a urmat inima ochii. Că dacă dai drumul loc, inima vine săraca. Versetul 11. Aceasta ar fi fost o nelejuire. Versetul 12. Un foc. Auzi? Ce-i pofta ochilor? Un foc care mistuie până la nimicire. Și care, prin altele, mi-ar fi prăpădit și toată bogăția. Te consumă asta, te distruge. Undeva în Europa, un tânăr căsătorit, că nu scapă unii prin căsătorie de asta, deși ar fi căsătoria oarecum o opreliște în parte. Și-a primit să vizualizeze. Și cum vă spuneam, asta cere tot mai mult. Și apoi a ajuns să închirieze materiale, pornografie, mai avansată, mai sadică, mai demonică. Și apoi a ajuns la bordel. Și slujea bietul de el în adunare. Știți cum s-a demascat? Cineva de pe scară cu el le-a găsit unde le ascundea pe casa scărilor. Și când persoana aia s-a pocăit, m-a spus când s-a mărturisit. Că nu-i nimic ascuns care nu va ieși. Măi, când te ispitește diavolul să vizualizezi ceva, fă-ți așa un selfie atunci. Că oricum se va afla. Fă-ți o poză. În afară de aia care ți-ai pus-o pe Facebook, cum așa, păcătoasă. Oricum se va afla. Nu-i păcat să nu se afle. Printr-o incidență, la mărturisire, în ultimă instanță, la judecata de acolo. Și când vin băieți, fete la mărturisire, pe unii așa sunt de consumați sărmani încât nu pot să mărturisească celălalt, că nu să scapă de asta. Alții le spun pe toate și la urmă spune, dar am unul urât de tot ăsta. Da. Dragii mei, Iov a pus tacheta acolo unde a ridicat-o Domnul Iisus Hristos. Vă citesc din Matei, capitolul 5, și dacă vreți să o lăsăm acolo, vom fi feriți toată viața. Matei 5, versul 27. Ați auzit că să celor din vechime să nu prea corbești. Asta e. Dar eu vă spun că oricine se uită la o femeie ca să o poftească. Acum am o întrebare pentru bărbat. Te poți uita la o femeie fără să o poftești? Cât timp te poți uita fără să poftești? Că se dai bună ziua. Că se dai bună ziua. Bun, bine.
Atâta te poți uita la o femeie ca să nu poftești că să dai cu Dumnezeu. Bun răspuns. Asta e adevărul. Specialiștii spun că dacă zăbovești mai mult cu privirea, e periculos. De ce a zis Domnul că oricine se uite la femeie și prea vorbi? În sensul că se notează automat, un înger notează, Nicolae a privit ceva și... Eu cred că a zis că și prea vorbit, pentru că dacă nu te-ai putut opri aici, mai încolo te oprești mult mai greu și vei ajunge mai degrabă sau mai târziu, ca și cazul care vi l-am povestit în păcat. Dacă vreți toată viața să fiți păziți de imoralitate, puneți hotarul înainte de privire. N-avem nicio treabă. Cine pune hotarul după privire, este în pericol. Cum spunea cineva odată când a fost surprins, ce te uiți? Păi, sunt frumoase și asta e creația lui Dumnezeu. Lasă-mă, admiră tu natura. Că asta e creația lui Dumnezeu, nu e pentru tine creația asta. E pentru soțul ei. Și atâta tot. Că a nu pofti înseamnă a nu privi. Totul e cu pe, țineți minte. Nu pofti, nu privi. Și ai scăpat. Scrie aici în cartea Proverbele la capitolul 6 la care mă întorc. Versetul 25. Nu pofti inima ta pentru frumusețea ei. Nu te lăsa ademenit de ploapele ei, pentru că lângă frumusețe s-a atașat de ceea ce se spunea, ademenirea. Și scrie mai departe aici, în versetul 27, poate cineva să ia foc în sân fără să-i se aprindă hainele? Bă, nu poate. Poate merge cineva pe cărbune aprins fără să iardă picioarele? Nu poate. Deci să nu încerce careva să facă pe erou. Nu există astfel de eroi. Samson n-a fost, Solomon n-a fost, au fost alții, dar ăștia au știut. Să fugă. De ce a fugit Iosif afară? Și vrea să stea acolo, nu? Chiar el i-a frică ca la buza. Pentru că atunci când el i-a atras haina jos de pe el, cu siguranță că nici nu era cu paltozul. Pentru că, desigur, l-a provocat. Dar Iosif a știut. Exact ce s-a citit în seara asta, 2 Timotei 2 cu 22. Fugi! Deci, dacă e vorba ceva de a privi, nu privi. Dacă e vorba de ceva ce să te acosteze, mută-te, schimbă-te. Pe stradă e nevoie să schimbi privirea. Când îți apar astfel de imagini, schimbi privirea. Poate vei fi crezut naiv. Ori, în acest context, dați-mi voie să vă întreb. Poate un tânăr, acum am primit de o lună, două, cineva mi-a scris, zicea că e crescut într-o biserică cu principii sănătoase și crede că e normal să mergi cu nevasta la mare, dar întrebarea lui era, cu logodnica poate? Eu nu m-am mirat de întrebarea lui, m-am mirat de crejul lui. Credea că are principii sănătoase. Care dintre dumneavoastră poate să meargă la mare și să nu privească? Care? Care e viteazul acela? Numai dacă e chior. Da, da. Să eventual dacă e din tabara ăsta la scopul cu beul. Nu se poate altfel, dragii mei. Un frate slujitor din țară mi-a povestit că vine o fată la el din adunare și spune, frate, să veniți sâmbătă la noi la logodnă. Cum anunțați așa, de joi sâmbătă să veni la logodnă? Veniți voi, nu, la comitet, nu, dar noi am programat logodnă, dacă sunt programat, îl țineți-o. El a răspuns așa pentru că avea nevoie de timp să se informeze. Băiatul era din altă țară. Și când s-a informat, ea stătuse în aceeași casă cu el două vacanțe. Și el unde era, nu mergea la adunare. Și vine mama ei și spune, tineri ăștia scurați! Și-o zis fratele, soră,
Numai că ești femeie, feministă, atunci se gândește. Dacă ăștia au stat două veri în aceeași casă și ăștia scurat, înseamnă că nu-și sănătoși. Altfel nu se poate explica. Aveau bătrâni o vorbă. Cine au văzut câine flămând să doarmă lângă bucata de carne? Păi nu se poate. Nu scap pe ulița asta. Asta e drumul care duce la moarte. N-ai cum să scap. N-a scăpat nimeni pe ulița asta. Cine a trebuit să traverseze pe acolo a fugit. Numai a nu privi te scapă. Poate unii deja aveți clișee în cap. Bărbații imediat fac tibetul. Fără să vrea. Așa e programul. Așa că dacă de cumva aveți așa ceva, rugați pe Domnul să vă scape, să vă ajute să vă fie eliberată minte. Vin la mărturisit de tineri și spun, frate, este un program de consiliere, aproape zilnic apare că de unul de ăsta robit de pornografie. Unul scria, mă izbesc cu mașina, am zis, nu mai vreau să trăiesc. Dar ce ușor ar fi fost să n-ajung acolo. Dar dacă totuși am ajuns, atunci trebuie să urmeze un regim strict de reabilitare. Mai n-am cum să te scap de pornografie dacă întungă tot merg la mare și tot vrei să vezi filme. N-am cum. Că mare fără filme și filme fără fete și mare fără fete nu există. Deci dacă vrei să scap, trebuie să o rup cu păgânătate. Nu vreau să nu vedeți unde a dus Occidentul cu libertățile acestea. În ce stări. Dar uneori nu mă credeți. Acum, de când cu... Acum, tram le-a mai frânat o leacă, dar se voiau, se face și tot se vor face ele, aceste toalete unisex, că sunt deranjați, că se simte femeie și a merge unde merg bărbați. Și mi se pare haios, nu? Da, toaletele unisex sunt o strofă din aceeași poezie cu hainele unisex. Numai că hainele unisex e strofa mai de la începutul poeziei și cu toaletele unisex e strofa mai de la capătul poeziei. Și nu știu, și permiți să umbli îmbrăcați unisex, fete, băieți, toți cu pantaloni, și asta consideră că e normal. Și atunci la toaletă consideră ăștia, dar de ce nu e normal? Că doar și-așa sunt îmbrăcați la fel. Acum mai nou se presează și băieți, toți sunt la fel. Până acum au făcut femeile revoluție, a fost revoluția feminină, iar acum o să urmeze revoluția masculină. Și uite așa, în Anglia, Biserica Anglicană a dat dreptul ca băieții să umble, am văzut imagine, cu fuste și cu tocuri. Băieță, Biserica Anglicană. Dar așa nu se umblă cu pantalon, de ce n-ar umbla și băieții cu fuste? Până acum au făcut numai ele revoluția acum. Fac ei! Mă, voi ne-ați furat pantaloni, vă furăm până fustele. Și uite așa, se sfârtecă ființa umană, se degradează. Acum, la New York, statul New York și primăria au deschis, s-a votat în Consiliu certificate de naștere masculin, feminin și X. În Germania, Bundestag se votează acum. Nu știu cât va mai îngădui Dumnezeu. Dar nu cumva, când va veni focul Sodomii, să moară și de-ai noștri. Asta e mare tragedie. Când Dumnezeu a spus lui Lot, vreau care să-i tăi, să iasă. Dumnezeu să aibă milă de noi. Dragii mei, dacă vreți să spuneți nu acestui păcat care distruge fără o preliște, atunci nu poftiți ceea ce înseamnă nu priviți. Oricât ar părea de trecător, oricât ar părea de știu eu ce, spune că la un consiliu, la unei biserici sau știu eu, oricum, cineva a venit să se sesizeze și uite, revista noastră creștină a apărut o reclamă, uite, și cu o femeie. Dar vremea nu era cu tot reclame, mai am început să le spunem decente la alea.
Trebuie să luăm atitudine. Și unul din cei ce luase cuvântul împotriva acestei permisivități, mai târziu în timpul ședinței, întoarce pagina și zice, dar de asta nu urmă, e drăguț. Da. Așa suntem de slabi, încât nu scăpăm numai la rece. Numai dacă nu privim. Și dacă sunteți din cei ce ați privit și aveți acum imaginile voastre în minte, spun unii frate, am scăpat, ziua nu mai vizualizez de 2 ani, noaptea încă visez. Introduc mai multă scriptură până se curățește tot. În minte nu există vid. Ori este rău, ori este bun. Să facem ce nu de binele și Doamne ajută. Facem legământ cu ochii sau nu facem? Nevestele noastre să bucure. Să ne uităm numai spre ele. Și n-ai decât să spui că e frumoasă, să-l întrești pe Solomon, să faci tu altă cântare a cântărilor. Foarte bine. Dar doilea rând, tot cu litera P. În mod deosebit, pentru fete. Nu fi pricină de păcătuire. Nu provoca. Spune Scriptura în capitolul 7, versetul 10, iată că le-a legat înainte o femeie îmbrăcată ca o curvă și cu inima șireată. Oare îmbrăcămintea asta de curvă a avut de-a face cu inima șireată? Era același program? Oare fetele noastre care se îmbracă uneori așa? Stăteam de vorbă la o nuntă, la masă, cu o nepoată, soției mele, poate cu minte de altfel, căsătorită. Și a zis, auzi, o fustă mai lungă. Unchiule, fusta mea e scurtă. Băi, zic, acum cu tine îmi permit. Când se dea picior peste picior, se vedea o palmă bună de la genunchi în sus. Nu pe deasupra așa, nu mă vera. Oh, nu mi-am dat seama. Ce mai păcat? Să fii pricină de păcătuire sau să păcătuiești? Un glas de fată vreau să aud. O solistă care îți vorbește de fete. O solistă a corului de fete. Ce mai păcat? Sau să vă fie mai ușoară întrebare. Ce apare întâi? Pricina de păcătuire sau păcatul? Și aia la care? La fată sau la băiat? La voi? Primul pericol. Așa se spune, ori am vorbit cu fete care spun, să nu privească. Eu deja le-am spus asta. Dar ăștia care nu mă ascultă, ăștia nu vreți să-i ajutați voi? Dar oricum vor fi unii din cei care privesc. Și pentru toți aceștia, tu vei fi pricină de păcătuire. Și ce a spus Domnul? Vă citesc. Matei, capitolul 18. Versetul 6. Dar oricine va face să păcătuiască unul din acești micuți care cred în mine, ar fi mai de folos să-i se atârne de gât o piatră mare de moară și să fie înnecat în adâncul mării. Dacă întâi înnecăm pricina, că așa au zis Domnul, să nu ajunge la păcat. Deci întâi ar trebui înnecate toate fetele care le merg la mare. Ca măcar băieții care merg să nu mai păcătuiască, sau cum? Nu-i vorba numai de mare. Dar fetele care se expun, spunea o tânără, frate, nu mustră cunoștință, trimis o poză, dar văd că mai vrea una. Dar cum? Ce? Nu a fost clar, asta e imaginea. Și cu mai puține haine. Și apoi a vrut una fără haine. Ce-o fi făcut ăla dincolo? Nu știu, păcate. Fetelor, am o întrebare simplă pentru voi.
când o să vă căsătoriți, vreți să aveți casă sau să locuiți în stradă? Vreți casă, nu? Dar ușă la casă vreți? Sau să se vadă din stradă, dacă tot nu vreți? Măcar, dacă nu vreți să locuiți în stradă, măcar să se vadă din stradă. Vreți ușă la casă? Și ultima întrebare, dar măcar la dormitor vreți ușă? Dar unele n-au ușă nici la dormitor. Adică ce ar trebui să vadă numai bărbatul pe când o să fie în casa ei, deja au văzut stradă. Ce se vede de la genunchi în sus e 100% provocare sexuală. Păi bărbații, e așa sau nu așa? Mă nu spune numai pentru voi de pocăiți ce sunteți, vorbesc pentru bărbați în general. Ca noastră nu umblă numai în curtea adunării, umblă pe stradă. E așa sau nu e așa? Așa e. Când spunea un frate, diavolul e diplomat. Și mă numesc, am intrat la PECO să plătesc. Și una înaintea mea intră, o fustă scurtă, fesele doar acoperi. Și zice, știi cu ce mă... Diavol, să mă uit? Nu să mă uit pe picioarele ei. Să mă uit, mă, ori fustă sau pantă mă scurți? Mă, cât e bine și bine de ea, mă. Da, dragii mei, trupul nostru e templu Duhului Sfânt. La cort, la templu, Dumnezeu a făcut perdele și la curte, nu numai la casă. N-a avut oricine acces să intre. Poate vă pare ridicol. Studiați-mi istorie. În antichitate a fost imoralitate dură. Sporturile nautice se practicau în nuzi. Un hotel incorpora în sine, în taxa sa și prostituat. Grecia a fost foarte stricată. Se spune că bărbații puternici din Grecia își numărau, adică își evaluau viața, nu după ani, ci după numărul de femei ce le-au... A venit creștinismul și a stopat. Și așa cât întunecat a fost evul mediu, totul lucrurile au fost mai frânate. Din secolul XIX lucrurile s-au deslănțuit în mod deosebit cu teoria evoluției, cu libertinismul englez, apoi cu toate celelalte. Când s-a separat prin anticoncepționale sexul de procreere, când au apărut toate celelalte libertăți. Dar când au început să apară acestea, de exemplu în secolul XIX, ce spunea un frate, a fost în Suedia. Și-a avut o inscripție. Ce scrie aici? A fost primul loc din Europa unde bărbații și-au permis să meargă în vreme cu femeile la apă. Mergeau separat chiar după ce au început să meargă. Și femeile știți cum mergeau? Cu fuste până la viață și așa intrau la apă. Apoi, poliția în jurul anului 50, stătea pe stradă și cine avea costumație întreruptă, deci nu avea tricou și bermude, tot până la genunchi, așa, era amendat de poliție, auzi. Și nu ni se pare astea? Bine că măcar s-au scris în istorie, cum spunea generalul Eisenhower când a ajuns în lagăr, băi, pozați că mai târziu lumea nu crede. Da. Și acum ne trezim de tabere organizate de tineri, ne merg la apă. Măi, apă pentru pești. Dumnezeu pe noi ne-a făcut să trăim pe uscat. Și dacă nu pricepem asta, o să ne înnecăm. Dacă nu la propriu, la figurat. Dumnezeu să vă sprijinească, stimate surori, păstrați-vă demnitatea. Nu vă dezgoliți. Nu doar că e provocator, vă înjosiți pe dumneavoastră. O femeie îmbrăcată evlavios, feminin, era o tânără de la noi, studentă la Timișoara și întreabă într-o zi profesorul, Laura, tu de ce vii cu fustă? Păi așa, luat așa, dintr-o dată, zice, sunt femeie. Și profesorul, un om mai înetat, se îndreaptă spre cealaltă și spune, băi, fata asta are dreptate. O femeie are demnitate când e femeie. Cum spune Scriptura, cu păr lung, îmbrăcată, deosebire între parte bărbatească, parte femeiască. Că ce scrie acolo în Deuteronom 22:5, nu e vorba de slujbele de la templu,
Că femeile nu făceau slujbe la templu. E vorba de ceea ce a vrut Dumnezeu din capul locului. A făcut parte bărbătească, parte femească și diavolul vrea să distrugă aceste identități separate și apoi să ne degradeze în mod total. Domnul să aibă milă de noi. Amin. Și un ultim sfat, că poate va mai fi și întrebări. Uneori nici nu mai știu cum să ne adresăm. Uneori ne vine să vă plângem de milă, alteori și când ne apuc o mânie sfântă. E cum a zis Domnul, parcă nu mai știi ce să faci viei. Scrie aici în Proverbe, capitolul 6, că sfaturile astea, și care le-am dat eu astăzi, care le găsesc în Scriptură, care vi le-a dat, te vor feri de femeia stricată de limba ademenitoare a celei străine, nu pofti în inima ta pentru frumusețea ei, nu te lăsa ademenit de ploapele ei. Vă mai dau încă un sfat aici. Păziți-vă de dialoguri ușoare, de discuții pe internet. Nu acceptați să vorbiți cu cine nu cunoașteți. Nu vă expuneți trupul. Dar chiar trebuie să aveți Facebook, să aveți o poză acolo decentă. Dacă trebuie să trimiteți niște poze la cineva, trimiteți-le și imediat să fie descărcate sau trimiteți-le printr-un e-mail, prin alte forme de poștă electronică. Acum toate imaginele astea se pot truca și vă puteți trezi în ipostaze imorale. Dar pe lângă acestea poze, scrie aici, pe lângă imagini și tot ce e legat de trup, era bună de gură și fără astâmpă. Nu vă permiteți, stimați băieți, fetelor, vă spun ceea ce scrie în Cântarea Cântărilor 2 cu 4, 6 cu 3, 8 cu 4, cât mai e pe acolo, 2 cu 7, un pic așa. Vă jur, în 6 cu... Nu, 6 cu 3, în 8 cu 4, așa, vă rog, numai, eu vă rog, vă jur, cum vreți, nu să mă ascultați. Nu stârniți, nu treziți dragostea până nu vine ea. Păziți-vă, spune Pavel Timotei, pe tine însuși, păstrează-te. Nu acceptați. Spun să fie tot cu P. Nu prietenilor. Poate v-ați mai auzit spunând, acum vă spun repede. Dacă cineva îmi poate dovedi cu Biblia că între un băiat și o fată poate fi o prietenie justificată cu Biblia, eu îi fac cadou o Biblie aurită. Că o găsit în Biblie, ce eu n-am găsit. Și merită o Biblie mai faină ca a mea. Dar cea de tare ne-am deplasat de la adevăr, încât ni se pare normal să avem băieții să aibă prieteni, fetele să aibă prieteni. Obiceiul acesta a apărut numai în urmă cu 70-80 de ani. Și a dus la distrugere gravă. De atunci căsătoriile sunt în declin. Rata divorțurilor este alarmantă. Da. Din nou, dacă ar fi să spun care fată de aici nu are prieteni și iar stăm cu ochii închiși, care rămâne cu mâinile disponibile să mai țină Biblia. Nu se poate, am citit un studiu sociologic, ca un băiat să aibă o relație cu o fată fără să-și dezgolească trupul. Fără să fie imagini murdare. Numai să discute. Și evident să se vadă. Și numai voce. Nu se poate să nu se stârnească sentimentele. Repet, studiul sociologic care nu le faci cu Biblia. Nu se poate prietenie, adică discuții repetate, cu întâlniri sau și numai cu discuții, fără să se stârnească sentimentele. Se spune că un băiat a vrut neapărat să căsătorească o fată și i-a trimis 700 scrisori. Și asta m-a uitat cu poștașul. Asta este. Tot vorbindu-i versetul 21 la tineri. Scrie despre Moise că vorbea cu Domnul cum vorbește un om cu prietenul lui. Nu prietenilor, dacă vreți să scăpați. Păi sunt unele fete care cred că el nu se mai mărit dacă n-au prieten. Alții păi spun că, dar cine îmbracă o haină, cine cumpără o haină fără să o îmbrace? Atunci, sigur, o să cumperi second.
Setelor, poeții vă fac aluzii, nu vă faceți iluzii, fiți cum ești. Și când un băiat vă dă târcoare și vă face aprecieri, și atunci și vouă vă vine așa să vă arătați mai drăguți, să fiți mai atrăgătoare, să știți că vă paște un mare pericol. Eu vă spun pe față, fetelor, nu acceptați să vă întâlniți cu un băiat până nu spune românești, la voi poate spune și pe germană. Am o intenție serioasă de căsătorie. Și tu să-i poți spune, părinții tăi știu? Ai vorbit cu ei? Și spui așa, eu o să anunț astăzi pe tata și pe mama, că eu am relație bună cu tata și cu mama. Scrie în Biblie de două fete că le-au venit pe țitor. Una în Genesa 24, una în Genesa 28. Și repede în ziua aia, unul a anunțat pe tata și una pe mama. Așa ar fi frumos. Până duminică să știe și postul. Să fim pe curat, pe față. Spunea o fată, un băiat a venit să mă curteze. Nu știu dacă a vrut să ne căsătorim. Părinții știu, totul e la lumină. Ar fi putut cineva să filmeze discuțiile noastre. Să ne filmeze. Nu înseamnă neapărat că trebuie să te căsătorești cu o fată. Dacă, bun ar fi să ai o înțelegere, bine ar fi să nu pețești prea mult, nu umbli cu colinda de unui școlă. Dar nu neapărat toți reușesc să căsătorească cu prima fată la care se gândesc. Dar dacă este un gând serios de căsătorie, atunci nu pierdem vremea, nu vor fi fel și fel de discuții și de stări din astea care tind spre lascivitate, spre păcat. Va fi totul clar. Discutăm cu părinții, discutam odată la Viena cu tinerii și mi-a venit un bilet. Și frate, cum adică nu ne lasă să fim prieteni? Cum să mă căsătoresc cu cine nu cunosc? Și tu crezi că o să cunoști? În aceste prietenii se joacă teatru. Eu nu te-am trimis să te măriți singură. Și pe băia nu l-am trimis să însoare singură. Eu i-am dat pe tata, pe păstor, un înger, nu-ți ajută. Dar el nu s-a însurat niciodată și vrea să plece singur. Când eu vreau să-i dau oameni calificați, care să-l ajute să căsătorească. Și pe fată îi dau ca asistentă pe mama. Dacă e Maria tânără, mai abonăm și pe Elisabeta, că e mai bătrână, nu? Să se roage amândouă, să mai stea în părtășie. La asta și dacă nu-i spui că vrei să te măriți, să te descoperi Domnul. Nu poți așa. Dar dacă știu numai tinerii și părinții nu sunt abonați, vorba aceea, ei sunt chemat la apel când e vorba de sponsorizare. Apoi săracii o să rămână și ei și fără bani, fără copii. Da. Așa ar fi bine. Să mergi, să te adresezi direct. Am visat în vara asta că mergeam cu soția în misiune în Grecia. Și când m-am trezit, am zis, înseamnă că Domnul va face ca soția mea să fie bine, că știu că frații m-au invitat să mă duc în Grecia. Mă culc și adorm că trebuie să mă duc cu soția în Cehia. Băi, în Cehia nu știu pe nimeni, nici nu știu să fie biserică română în Cehia. Ce vii să mai fie și asta? Și dimineața vine o familie din Slovacia cu un băiat care e în biserica din Praga. Să ne invite la mai întâi să ne rugăm dacă are soția vreun cuvânt de descoperire și să ne invite la nunt. Mă, iată visul. M-a visul pentru ei, ca să fie încredințați că lucrarea e bună. Fata din Austria. Și zice, da frate, e o problemă. La noi în biserică. Noi suntem pe convingerile bisericii rusești. Când vrei să te căsătorești, mergi și îi spui la păstor. Și păstorul vorbește cu familia, cu fata, și tu vrei să te măriți. Un băiat este interesat de tine. Nu are drept să se roage, are drept să refuze. Libertate, cum scrie în Genesa 24. O să chemăm și pe fată sau întrebăm. Mă întrebăm, măritam fără să vrea, așa cred că deci, că cine nu-i place. Nu e vorba de asta. E vorba să te măriți în siguranță, să rămâi curată, să te măriți bine. Și zice, la noi, de când îi spun la păstor până în ziua anunții, maxim 6 luni. Eu trebuie să mă încadrez. Trebuie să-mi fac bine temele. Și că atunci când dau drumul,
Tu să știu? Eu nu neapărat vă propun regimul ăsta și 6 luni. Las libertate. Dar nu acestor prietenii. S-au întâlnit 2 familii, părinți, și zice, copiii noștri sunt prieteni. M-au bucat să spună la un slujitor, ce copiii noștri sunt prieteni. Zice, dar dacă tot v-ați întâlnit, că a fost ediția unui alt, zice, n-a stabilit pe când din nunta. Zice, nu, că-s mici, n-am la 14 ani. Măi, cu acordul părinților, voi să le semnați certificatul de păcat și de distrugere? Dumnezeu să aibă milă. Așa că dacă aveți prieteni din ăștia care cu vreme o să vă devină cei mai mari dușmani, ăștia o să vă distrugă amintirile și viitorul. Și când va fi să te măriți, m-a sunat odată o fată și a zis, frate, am fost gata să mă căsătoresc și ne-am permis. S-au pus pe tobogan și toboganul, vorba lui fratele ăsta de la Oradea, al Marius Crucierul, a zis că n-are nici frână, nici marșalier. Și am căzut că, na, așa se întâmplă. Și zice, da, acum băiatul nu mai vrea să căsătorească cu mine. Plângea. Chipul el era și penticostal, și că i-a zis Domnul să nu căsătorească cu ea. Acum s-a colocat pe ea, m-a spus să nu se căsătorească. Acum ce să mai întrebe pe Domnul? Nu zic că acum n-am ce să mai întrebe pe Domnul decât când o să-l pedepsească, înainte, nuntă sau după. Asta am mai putea întreba. Trecut un an, doi, și-a zis să mă caut acum alt băiat, să mă căsătoresc. Și am zis, i-ai spus povestea ta? Nu, frate, nu cumva să-i spui. Eu nu spun. Dar spun neapărat că trebuie să spui tu. Cum să-i spun? Da, dacă nu mai mai ai. Dar nu fi naivă că n-ai cum să fii nevasta unui bărbat o viață întreagă și să-i ascunzi că tu n-ai fost fată mare. N-ai cum. Și dacă tu maschezi, cum a mascat o familie, așa o scos, să pună nunta când ea la menstruație ca să nu-și dea seama că nu mă fată mare și gata, scăpat. Numai că cineva o aflat și o spune, nu pot să tac. Dar și dacă n-ar spune nimeni, cu vremea, când o să zici să bolnavească un copil, m-a sunat o familie tânără, frate, un copil bolnav, handicapat, oare nu pentru că am trăit înainte? De mi-am întrebat. Dar ce, cine i-a întrebat pe frații lui Iosif când a început să vorbească? Oare nu vă spuneam eu, a zis Ruben, să nu faceți păcatul ăsta? Și-au trecut 20 de ani. Păcatul vechi aduce rușine nouă. Da. Nu poți, draga mea, a spus, să ascunzi o viață întreagă. Și dacă îi spui mai târziu, mai rău. Și pierd încrederea în tine, o să te tot întrebe, dar numai atât au fost. Cum a fost un alt caz, 5 ani au tăinuit. Până când a zis, nu m-a avut somn. Și eu spus puțin, și apoi eu mai spus puțin, și el acum tot timpul era, spune în continuare, spune restul. Zice, eu mai fost. O invada gelozia, te roa. Nu era mai bine să lămurească lucrurile din cap. Bine ar fi fost să nu fi fost așa ceva, amin? Amin. Îmi scria un băiat din Australia. Frate, m-am silit, m-am păstrat curat. Și cu fata o care mea să mă căsătoresc, ne-am permis. Nu neapărat relații sexuale, o atingere, așa, să rupă, îmbrățișă. Frate, am pierdut bucuria, o să aștept nunta, mi-am dorit, m-a rugat, vreau să fiu implicat în lucrarea Domnului. Acum am mustrări de conștiință, așa mă simt vinovat. Și am scris înapoi. Vezi cât de a diavolului este păcatul. Îți fură bucuria zâmbind. Ce cosă! Mă vine așa pe la spate când mă vine în față, oh, așa ca moabitele alea din numărul 25. Oh, zicea aia din Proverbe 7, cât am vrut să te întâlnesc, eram datoare, am stropit patul cu mirodenii, vine să ne bătăm de dragoste. De de fapt ce avea? O subjoacă să-i străpungă, ficatul scrie acolo. Așa e păcatul ăsta. Pare cu flori, dar se lasă numai cu spini, cu durere. Că cine păcătuiește în trup, riscă să fie pedepsit în trup. E numai rușine care nu se iartă, nu se uită. Dumnezeu să se îndure de tinerii noștri. Amin.
opresc aici. Și le doresc repetându-le, nu pofti, asta înseamnă nu privi. Fii ori ca robul Domnului, cum scrie în Isaia 42 sau câte acolo. Apoi, fetelor, trebuie să spun eu și la surori, nu provoca, nu fi pricină de păcătuire. Nu gândi cu mintea ta de femeie ce se întâmplă în ochii unui bărbat. Și trei, nu preteniilor acestora după modelul lumii. Când va veni vremea să vă căsătoriți, Dumnezeu vă va arăta. Nu spune o fată, e ultima întâmplare ce vă spun. Frate, am ajuns până la 29 de ani. Și îi spuneau altele, tu n-ai cum să te măriți, pe Facebook nu te-ai afișat, în tabere nu umbli, tot atâta știi merge. Acasă, la biserică și la servici. Este un triunghi închis. Și a zis, credeți voi că ăsta e un triunghi așa închis față de lume, de-ai deschis față de cer? Eu vremea asta o folosesc din plin, am bucurie, am libertate. Slujesc Domnului fără piedici. Și a zis, dacă Domnul vrea să-mi dea un soț, Domnul știe unde stau. Și a zis, citeți vorba ei, ea m-a povestit. Dar și dacă mi-l trimite pe coșul, îi iese fumul din sobă și tot ajunge la mine. Și când avea 29 de ani, s-a dus un băiat din alt județ, două județe mai încolo, la o biserică vecină, și îi pune Domnul pe inima, auzi, la băiatul ăsta, fă-i cunoștință cu fata aceea. Băiatul serios, cum l-am spus, și ducerea și spunea o soră. Eu am un gând serios de căsătorie, vreau să spun din capul locului pentru ce te-am căutat. Te rog, Domnule, vezi ce ai de făcut? Mi-a se uită la el și... Și după cum văd, ești tânăr, am 29 de ani. N-am cum să-ți ascund. Și el zâmbește și spune, o, ce frumos, eu am tot 29, asta destul, gata. Și spunea ea, am avut o tinerețe întreagă, frumoasă, și acum avem o căsătorie frumoasă, între timp soțul ei este slujitor. Și ce frumos! Să poți privi în urmă un peisaj, să poți povesti la copiii tăi. Acum făceam o slujbă de secretariat și știam eu ceva de o familie și am văzut că au avut nunta ianuarie și cum au zis o beată soră și vai de mult, iau la 7 luni, acum așa la 5 luni trebuie. Ați priceput, da? Dar copiii m-au întrebat, băi, dar ce fabrică în regim de urgență m-a născocit și pe mine. E rușine aici. Și dacă bunul Dumnezeu nu se îndură, dar noi rugăm să se îndure, că o zis Domnul Iisus că și vame și curvele pot intra în rai dacă se pocăiesc. Am văzut oameni murdari, loviți, droviți, dar s-o pocăie. Aștia nu le mai trebuie nici lume, nici nimic, n-am nici pretenții, numai să îndure Dumnezeu de mine. Și Dumnezeu în bunătatea Lui s-o îndură. Și alții care au crezut că star pe poziție și că au libertăți, au luat locul în stricăciune și ăștia le-au luat locul lor înapoi. Că se poate și așa. Dumnezeu să vă dea îndurare. Amin.